Vă salut și bine v-am regăsit la un nou clip. Suntem pe Sura și aș vrea să deschidem o amuletă a gardienilor. Acum câteva zile sau chiar o săptămână am cumpărat 70 de cufere valoroase verzi. Am mai rămas doar cu 10, stați să le vedeți și voi. Le vedeți imediat, 10, 20, 35. Deci 35 de bucăți rămase, celelalte le-am deschis deja și nu a venit nimic. Începem și astăzi să deschidem câte 5 bucăți, poate astăzi o fi o zi mai norocoasă. Nu uităm și de butonul de like, măcar o risoane să prindem, pentru că am scos și arcul de la 6-7 și poate îi prindem ceva metine pe el. M-ar scuti puțin de a deschide o amuletă pe ninja, înțelegeți? Dacă prindem un 8 metine s-ar simți foarte mult. Acum vom vedea pe parcursul clipului dacă prindem ceva din aceste cufere. Eu sper să prindem. Vă dați seama că sper la câți bani am, adică să știți că le-am cumpărat ieftin, dar nu prea au lucruri bune în ele. Hai să vedem dacă astăzi este altfel. Uite un attack site. Hai să mai încerc totuși că suntem la primele cufere. M-aș mai risca un pic, uite și adaugă. Mai mișcă cât de cât. La al treilea de-abia a început să mai miște. Până acum nu mare lucru, dar hai să vedem pe parcurs. Iar un attack site. Hai să mai continuăm să vedem dacă apare încă ceva. Vrăjitoare de gheață și ultimul, după care mai transferăm încă 5, câte 5, câte 5 aș vrea să deschidem și vom vedea ce este. Uite, marca gardienilor în loc de amuletă și vrăjitoare din nou, păcat sincer, 5 s-au dus, nimic până acum. Hai să vedem butonul de like, dacă am putea să strângem peste 450 de like-uri. Uite, a mai venit un attack site, l-aș lua pe ăsta pentru că am văzut că nu mi-a mai venit nimic ca pe lângă atunci când am dat. Uite amuleta, uite amuleta, în sfârșit, mă opresc, dacă tot a venit amuleta, n-avem de ce să mai deschidem. Asta înseamnă că s-ar putea să mai facem și Zodiac duminică, super bine. După ce am deschis amuleta, n-am stat degeaba și am zis hai să facem niște cufere Zodiac, să le mai deschidem și să vedem ce prindem de acolo. Și zic să începem, deci pe Sura le-am deschis deja, uitați, am făcut și cufere roșii Zodiac, le-am pus pe shop, s-au mai dat dintre ele. Și hai să le deschidem pe cele de aur, ia să dăm aici window, perfect. Începem cu 5 bucăți de pe War. Stai să văd dacă se vede, se vede bine, perfect. Arc Zodiac, primul arc Zodiac de pe canal. Evantai Zodiac, două arme Zodiac pe acest War. Hai să vedem despre ce e vorba. Nu uităm și de butonul de like, să vedem dacă putem strânge peste 450 de like-uri. Am stat ceva timp pe aceste cufere, hai să vedem. Prima dată evantaiul. 1 medie, 1 PC și arcul. 9 medie, dar lăsați că ăsta e bun. Ăsta este 1-1, orice ar fi. Ceva de genul, plus minus. Hai să mai continuăm, tot așa vreau arc, dacă s-ar putea. Cor Dragonis, eșarfă, vin flori de piersic, eșarfă zi și licori. Pe ninja nu prea am prins bine, continuăm. Mai avem 5 bucăți aici, hai să continuăm. Eșarfă. Pe contul ăsta presim multe eșarfe. O să încercăm și câteva eșarfe, poate reușim să facem câteva de 11 plus. Ia, continuăm cu încă ceva cufere. Ia să vedem, încă 5. Licori, costum Zodiac, costum Zodiac, două costume la rând. Astea sunt de ninja, s-ar putea să fie 35 KK ceva de genul, deci e ok. Hai continuăm că mai avem. Deci v-am zis că am. Uite încă 5 aici, licori, armură Zodiac, asta e de războinic, s-ar putea să fie și asta undeva la 50 KK. Încă una, bine, deci un on până acum de pe oarul acesta și glob. Sunt mulțumit de ce a picat până acum, hai să vedem și încă o armă, încă o armă, poate ceva cu medie. Eșarfe, clopot Zodiac, uite a venit arma până la urmă și doar cu PC. Deci n-am avut noroc până acum și mai avem doar un singur cont. N-am avut noroc pe medie mare, dar pe ansamblu sunt mulțumit. Continuăm. Eșarfă. Eșarfă. Doar eșarfă pe șamancă. Da. Hai să vedem dacă reușim să facem vreo eșarfă.
avem șanse, sincer, chiar la mai multe, deci avem aici una de 10, una de 5, s-ar putea să facem cel puțin pe șaman ca asta una și minim două, dacă avem noroc la eșarfe s-ar putea să facem minim două. Revenim și vă zic imediat. Haideți cu prima încercare, stați așa că am pus-o pe asta de 5, ia să o căutăm pe aia de 10, uite pe asta cu asta și eșuam, prima eșarfă eșuată din păcate. Am rămas tot așa cu una de 5 și una de 10 din păcate. Las că mai încercăm. Doar pe oară aș mai avea câteva eșarfe, dar sigur nu facem una de 11 plus. Ia să vedem. Uite, avem una de 5. Stați așa că pe aia n-am văzut-o. S-ar putea dacă merg 100%. Da, uite că n-au mers. Deci avem așa. Cred că una de 10. Na, nici măcar. Doar una de 10 și una de 1. Data viitoare o să facem mai multe, pentru că am rămas cu eșarfe pe conturi, gen una de 10 și una de 5, deci s-ar putea miercuri să mai încercăm și am mai găsit un cufăr zodiac aici, dar din păcate licori. De la un timp nu prea mai avem noroc, nu știu, a dispărut norocul de pe canal, dar nu ne pierdem speranța că mai continuăm, deci haideți să intrăm pe sura. Și vreau să facem ceva. Am pus pe roată unele dintre cele mai scumpe cufere de pe piață și vreau să vedem dacă ne vor ajuta. Vreau să văd dacă pică ceva, câte 3 de fiecare, o să dau la roată de 5 ori și vom vedea dacă iese. Am pus și o opțiune Final Boss. Dacă pică Final Boss, le deschid pe toate. Deci trebuie să le deschidem pe toate. De exemplu, 3 udnori de aur, de argint, Beran, am mai pus cufere Hydra, Alastor și gardă. Deci, ca să știți la ce să vă așteptați. Hai să dăm prima dată, vedem ce iese. Deci, hai să vedem ceva. Iudnorii de argint. Hai să vedem dacă prindem metal sau ceva. Le cumpărăm. Ele sunt vreo 20 caca bucata. Hai să vedem prima rotire dacă ne aduce ceva. Nu prea am pretenții mari la cele de argint, dar s-ar putea să pice, așa cum am zis, piatră magică. Hai că prima dată le deschidem așa. Să știți că au șansă și la fragment, dar șansă destul de mică. O să vă arăt și ce facem cu fragmentele. Vrăjește cu B, licoare înțelepciunii și gheară de șoi. A, 7 medie. N-a dat rău. Vrăjeștele ăsta cu B, pe ce să-l băgăm? Cred că pe o armă. O să schimbăm într-o armă. Dar s-o și găsim, că nu mai știu pe unde e. Revenim. Hai să băgăm și vrăjeștele. Ah, s-a dus. Nici măcar media n-a dat-o, a dat doar 2 PC. Hai cu a doua rotire. Dă niște alastoare de curiozitate. Cufere gardă. Cufere gardă nu sunt wow, dar poate ne pică o flacără. Deci am scăpat ieftin cu aceste cufere. Stați să văd și cât sunt pe piață. Eu nu mai am pe shop, am avut. Hai să le testăm și pe cele gardă. Poate pică ceva până la urmă. Hai că a picat dacă e, cred că 10 caca. Următorul, tot 10, din păcate, iar ultimul, tot 10. Nu vă recomand astăzi gărzile, slăbuți pe ele. Hai să dăm din nou la ruletă până aruncăm și să vedem ce mai pică. E a treia oară, deci până la 5. Ia, iudnorii de aur. Aș cumpăra trofeul ca să-mi pice și fragmentul. Cuferele de aur le deschidem pe warp pentru că aici mai avem câteva fragmente și o să vă arăt ce putem cumpăra cu ele. Hai să dăm direct pentru că la cele de aur pică fragment 100% și acum, de-abia acum mai acum. Acum le vom deschide câte o bucată, deci poate să pice tot așa. Piatră magică, vrăjește, acadea de 7 zile, deci dacă aveți nevoie de o amuletă ar fi șanse. Hai să vedem. Core Dragonis Mystic s-ar putea să pice până la legendar. Da. Dacă am avea noroc de un rubin, vrăjește iară cu B și placa înapoi. Ia să deschidem noi porul. Safir antic, hai să zicem că ne-am scos jumătate de cufăr, plus vrăjeștele ne-am scos cam un cufăr. Cufărul este un 130, deci cam scump, sincer. Deci dacă pică pe arma aia, o să vin și cu arma zodiac, dacă pică ceva medie, s-ar putea să fie ziua noastră norocoasă. Da, nu mai ne punem speranțe mari în ea, că am văzut cum stă treaba. Sunt foarte mici șansele, dar vom vedea. Hai să băgăm vrăjeștele, după care vă zic ce putem cumpăra.
cu aceste fragmente. Deci să știți că putem face treabă cu ele. Ia să vedem, cred că la rafinare sau... Da, cred că aici. Putem cumpăra, vă recomand, cufăr, deci cuferele cu frizuri și costume. Mi se pare că ăsta e cu costum. Uitați-vă, costă 11 bucăți și pălărie mi se pare că 7, dacă nu mă înșel, uitați, pălăria e 7, însoțitor mai merită, tot așa 11, poate să pice un însoțitor, mi se pare că de 15 zile care adună, dar este destul de mică șansa pentru că pe lângă acela care adună sunt și alții care nu adună. Anul trecut am încercat să-l iau și n-am reușit, dar ăstea ar merita... În rest nu prea, cufăr cu dinți plus, uitați-vă, costă mult, adică e skin de armă și e 25 de fragmente. Eu zic că cele de costume și de însoțitor merită și ca să puteți să luați și tichetele acelea, deschideți magazinul și este 30k tichetul, deci dacă vă întrebați unde găsiți acel tichet, de exemplu pentru costum, uitați, ăsta e pentru costum, pentru pălărie e ăsta și ați înțeles care e treaba. Acum hai să vedem arma, pac, 22 medie, n-a fost media mare, dar continuăm cu roata să vedem dacă ne mai ajută cumva, ia să vedem. Hai mă cu niște alastoare cu ceva, da uite că a venit alastorul, deci a patra rotire cu fere alastor, ia să vedem. Le-am prins și la 90kk, uitați, le iau pe astea 3 de aici, hai să-mi pici un shop offline de 7 zile și-s mulțumit. Ah, clopoțar pe craft primul, vrăjește normal și orison mic. Orisonul mic, fiți atenți, dacă avem noroc să-l băgăm pe arc, am depersonalizat arcul și dacă îmi pică metine ar fi wow, dar șanse mici, știți foarte bine. Vrăjeștele ăsta e bun, adică le mai strângem, mai am 3 în depozit, știți de data trecută. Nu știu dacă se schimb deocamdată pe cerceia, poate facem alții, plus 8. Hai că le-am stacat aici și mai strângem. Hai să vedem, ar fi culmea să meargă orisonul. Eșua din păcate. Uitați-vă, am set de costume pe ambele conturi, pe ninja chiar de 60 de zile setul. Dacă mai punem mâna pe orisoane o să mai schimbăm, dar deocamdată nu mai avem de unde. Mă gândeam să iau niște vouchere să iau un orison normal, dar scam scumpe. Mai avem aici o rotire, hai să vedem dacă iese ceva. Și cufere Hydra, ok. Cred că o să mai dau eu o rotire bonus. Ia să le cumpăr și pe alea Hydra. Trebuie să fie undeva la 35. Ia uite, 32. Foarte ieftine le-am prins. Sunt curios dacă luăm și ceva din ele. Aici ar trebui să fie. Uite-le aici. 32, 3 deschideri. Hai să zicem 33, ce să mai. Ia. Uite, o Nessie. Să zicem că jumătate de cufăr l-am scos, dar doar atât. A, uite și niște exorcizări. Cred că mi-am scos cuferele până una alta, adică e ok. Hai să mai dau o dată bonus de curiozitate, poate mai prindem ceva. Hai că nu ne-a ajutat, dar nu prea, să zicem. Uite, alastoarele, poate ne ajută cu încă un orison sau ceva. Trebuie să prindem noi pe arcul ăla până la urmă. Hai să căutăm shop-ul, parcă era pe aici. Ultimele alastoare, stați că ăsta parcă era shop-ul. Da, și aș cumpăra și comoară șarpe. Da, mai vedem. Astea scufere destul de ieftine. Poate mai dăm vreun craft la un moment dat la armură șarpe și poate avem noroc. Din păcate scoică sclipitoare din primul. Încă un vrăjește. Mama, am zis că e pumnal șarpe și ăsta. Nu ne-au ajutat foarte mult alastoarele, cât să pun pumnalele astea. Hai să le pun 50. Bine că măcar am luat vrăjește, adică măcar atât. Mi-a dat cineva pe mine și a zis dacă îi cumpăr niște antice. Și uite, a zis ca să fac și eu niște content, îmi lasă la 11, 11 și 10 caca toate anticele astea și ce m-am gândit eu. O să încercăm să le dăm la plus, mai cumpărăm un rubin, restul, deci ce avem pe regle dăm la plus, mai cumpărăm un onyx și un granat și vedem dacă iese ceva profit. Deci investiție 11 și 10 kk și acum vedem dacă băiatul ăsta le-a dat cu inimă bună sau nu. Hai să vedem, deci 105 ani mai am, nu aș mai intra în ei că vreau să strâng banii și
Dacă avem noroc, s-ar putea să facem și treabă. Deci, hai să mai cumpărăm, așa cum am zis, un rubin, să fie pereche. Aici avem pereche, aici avem pereche, la granat ar mai trebui o pereche și onyx. Hai să le cumpărăm și revenim cu tot. Hai să începem, dar lăsăm rubinul la sfârșit. Începem cu cel mai ieftin, cred că granatul. Hai că vedem acum, începem cu eșoare din păcate. Hai mă, și cu ceva noroc la noi, hai nu ne lăsa. Uite că a mers. Opa, ăsta e full. Ăsta s-ar putea să facă ceva. O să mă uit pe piață. Continuăm. Cu eșoare, mamă. Hai cu Jadu, măcar. Și asta a ieșuat, măcar la rubin să se întoarcă norocul. Ce credeți? Hai să ieșim. Intrăm din nou și începem acum la rubin. Bine. Ăsta nici nu este full. Am fi cu vreo 2-3 ani pe plus și m-am gândit așa. Hai să ne forțăm puțin nota și să mai iau un rubin antic. Poate facem miticul. Deci profitul îl risc acum. Mai luăm un antic pe rubin. Dacă iese, iese. Dacă nu, ne-am oprit. Deci nu este nici profit, nici pierdere, cum ar veni dacă ne oprim acum și ieșuează rubinul. Hai, îl cumpărăm. Anticul, rubine, perfect. Și să sperăm că va fi de ajutor. Ia să vedem. Hats. A mers, ok. Nu este... Uite, este full PvP, dar... Nu, n-ar mai fi overpay, să știți că nu mai este diferență foarte mare, cred că e undeva la 20-30k diferență și hai să-l încercăm în mitic. N-a vrut, da, a ieșit tot full PvP, dar n-a vrut să iasă mitic, deci tot camp acolo suntem pe linia de plutire, n-a vrut să ieșim totuși pe plus. Da, norocul se lasă așteptat, în ultimul timp nu prea am mai avut, să zic, mare noroc să ne surprindă cu ceva. Nu știu ce se întâmplă, mai ales la alchimie, deci la alchimie nimic. Vreau pe final să deschid ceva ce nu o să vă așteptați, niște cufere carte însoțitor, nu știu, mai a venit mie așa în gând, poate pică un vânător și văd că sunt la 75k bucata, o să deschidem 5 bucăți și ne-am oprit, deci cu astea chiar ne-am oprit, dacă vine vânătorul chiar e ok, dacă nu, asta este. Hai să vedem, chiar n-am mai deschis de foarte mult timp vânător și ar fi timpul. O să-l păstrez dacă pică, dar nu ne mai facem speranțe. Haideți să începem, să vedem și noi vânătorul. Totuși vreau să închid chat-ul, să rămânem un pic surprinși dacă ar pica. Ia să vedem. Deci, una din două s-ar putea să fie vânător. Asta sigur nu este, este una slabă, fiți atenți, remediu, deci nu e ceva wow. Ia să vedem, iese ceva sau... Drop Young, am văzut acolo, rezistență ninja, spiritism, da, hai că e și dacă e, nu ne-a venit nici aici ceva bun, nici obstrucția, chiar era și aia ceva. Gata, ne-am oprit, deci n-a vrut să ne ajute nici vânătorul, n-are nimic, poate data viitoare, o să încercăm și eșarfe, mai multe chestii, mi-am dat puțin interes, am vrut să fac niște cufere Zodiac, dar n-au vrut să iasă nici eșarfele. Totuși mi-au picat bine armele și armorile. Haideți să vedem cine prinde de data aceasta cu fărul alastor alb și revenim cu scena. Bun, hai că-i dau acum. Ia, cine este norocos? Eu spun să nu mai investești în alchimie, văd că nu este profitabil deloc. O tot testez gen ca să vedeți voi dacă merită sau nu să dați în ziua aceea gen. Da, văd că nu prea merită nici astăzi. N-am băgat foarte mulți bani și ne-am convins. Am avut noroc că le-am cumpărat acele bucăți mai ieftin și n-am ieșit chiar așa mult pe minus. Și am avut noroc și cu Onyx-ul că e full și e un pic mai mult cu un on, ceva de genul. Ia să vedem. Hai cu 0 donații, o să facem și 0 donații. Uite, a scris și numele, deci s-a înscris. Să vedem și numele dacă merge. Perfect, numele a mers, ai primit cufărul alastor, felicitări. Cam atât pentru astăzi, am încercat, deci videoul acesta s-a întins pe mai multe zile, am vrut să-l opresc, gen după ce am deschis amuleta, l-am oprit pentru că tot așa nu mi-a mers foarte bine,
Am mai încercat eu să deschid niște cufere tot așa ghinioniste, am zis nu o să mai pun partea aia, o să refac în altă zi, mai revin și cu niște zodiac, s-ar putea să mai facem ceva, m-am gândit eu, dar nu prea ne-a ajutat nici acum foarte mult. Într-adevăr, mi-au mai picat câteva lucruri utile, gen vrăjește, pe care le putem folosi data viitoare. Și plus de asta și vrăjește cu B, n-am avut noi noroc la medie pe armă, dar asta este. Ne auzim data viitoare, vă mulțumesc de vizionare, sper că v-a plăcut, nu uităm de un like, de susținere și mulțumesc și membrilor, știți că mă ajută foarte mult. Ne auzim data viitoare și vă urez multă pace, vă salut!